Și până a venit el, tot așa restanții aveam, li țineam cum am putut la 2-3 luni întârziere. Da, domnul Masă a venit cu bani? A venit, a plătit o tranșă de salarii și el la toți jucătorii, la toți antrenorii, atunci a făcut eșalonările care au făcut, a mai plătit cantonamentul, a mai plătit deplasări, cazări, la Galați, de exemplu, unde a fost, a plătit pe loc el, a mai plătit, și-a plătit, cum spune aici, amenzile, amenda lui care a avut-o și-a plătit omul, trebuie să recunosc ce-a plătit. Atâta o putut aduce. Problema e, cred eu că cred, dar na, nu pot să fiu sigur, cred că încearcă să-și convingă colaboratorii, o parte din ei, probabil că acceptă să rămână la o echipă de divizie B, o parte nu, probabil caută, mai caută pe altcineva, oricum, dacă în București zilele astea, sunt sigur că de problema clubului să-ți bate, să găsească soluții. Viorel Mestecăneanu a explicat și cum au fost cheltuiți cei aproximativ 1,5 milioane de euro, bani care au venit din drepturile de televizare după clasarea echipei în ediția precedentă de campionat. Aproximativ jumătate din acei bani erau deja primiți în prima tranșă și erau consumați, iar diferența de 700 de mii, în jur de 700 de mii de euro, care am primit-o în tranșa a doua, în cea mai mare parte am, nu în cea mai mare, în bună parte, să zic așa, am achitat-o celor care ne-au împrumutat cu bani. Pentru că au fost firme care am avut contract de împrumut ca să putem supraviețui. Și tot din motivele alea l-am vândut și pe Dumitraș cu 100 de mii de euro. La vremea aia mi s-a părut un preț sub valoarea lui, dar la vremea asta unde n-aș mai avea să mai vând un jucător doi cu banii ăștia, dacă ar depinde de mine, vreau să zic, dar nu mai depinde de mine. Deci, din drepturile de televiziune, după ce le-am primit, le-am și cheltuit imediat. S-am plătit o parte din datorii, s-au dat atunci o tranșă de salarii la jucători, la personal, la antrenori și așa mai departe, s-au mai dat pe urmă încă o tranșă din bani aduși de masoni și cam asta e situația. În acest moment, datoriile pe care le are FC Ceahlăul sunt cam aceleași din iarnă și se ridică în jurul sumei de 1,5 milioane de euro.